Pompierii au decis să serbeze ziua în acest an în centrul Piteștiului. S-au adunat în Piața Mila, au fost mai întâi binecuvântați, după care au primit urări din partea invitaților de seamă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Milostiv și viitor de oameni Dumnezeie și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! La 165 de ani, care înseamnă un număr de ani scurs de la prima manifestare, 13 septembrie 1848, 13 septembrie 2013, este un moment de cotitură, iar activitățile noastre trebuie să se înscrie în cele care prevăd și care ni se cer cu impetuozitate intrarea în rândul țărilor care oferă cei mai buni în materia de intervenție și de prevenire a situației de urgență. Doresc în mod special să vă felicit, să vă doresc mult, mult succes în activitatea dumneavoastră și la mulți ani. Dumneavoastră faceți lucruri care contribuie la liniștea cetățenilor noștri, la siguranța oamenilor, mai ales în situații dificile, lucru pentru care să-mi permită să vă mulțumesc astăzi în această sărbătoare deosebită, numele cetățenilor județului Argeș. Mulți dintre ei au primit recunoaștere pentru munca de-a lungul timpului. Purtătorul de cuvânt al ISU Argeș, Mădălina Epure, a fost avansată de la gradul de locotenent la cel de capitan. Telefonul deschis, că lumea vă caută. Felicitări pentru ceea ce faceți. Apoi, spre încântarea piteștenilor, pompierii îmbrăcați în uniforme au defilat prin centrul orașului în sunet de fanfară. Inspecții de prevenire, structurilor de suport, logistic, comunicații și informatică, resurse umane. Sunt unitățile de intervenție, cele care ne țin imaginea la acel nivel pe care dumneavoastră îl apreciați. Și ce mereniști din cadrul detașamentului de pompieri Pitești, detașamentului de pompieri Bradu, detașamentului de pompieri Mioveni. Prin fața dumneavoastră defilează modulul SMURD, detașamentul SMURD al inspectoratului pentru situații de urgență Argeș, format din paramediști profesioniști și paramediști voluntari. Tehnica din dotare, recepta achiziționată prin programul operațional regional, prin efortul consistent al Consiliului Județean Argeș, prin proiectele derulate prin Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.